găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Cod portocaliu în mai multe județe din țară, Brașovul este printre cele afectate. Dotări europene la Spitalul Județean Brașov, despre ce este vorba aflați imediat. Ce este fabbingul și cum ne afectează, aflăm de la specialiști. Ploile abundente din ultimele 24 de ore au dus la instituirea unui cod portocaliu de inundații în 11 bazine hidrografice. Brașovul este unul dintre cele afectate, alături de Covasna și Harghita. Aici se pot produce inundații locale. Totodată, Brașovul este sub cod galben de ploi instituit de Administrația Națională de Meteorologie. Pompierii și autoritățile locale sunt în alertă în aceste ore. Peste 3900 de pompieri militari din 26 de județe au intervenit în sprijinul autorităților și populației din zonele afectate deja de inundații. 3 drumuri naționale și 3 drumuri județene au fost afectate din cauza apei acumulate pe carosabil. S-a dispus instituirea permanenței la primăriile din județul Brașov și informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov s-au prealertat turele libere și s-a verificat tehnica de intervenție. Dacă va fi nevoie, suntem pregătiți să intervenim și totodată să suplimentăm numărul efectivelor de intervenție. Recomandarea ISU este ca populația să rămână în spații închise care asigură protecția și să evite deplasarea în zone cu copaci, panouri publicitare sau sârbi de electricitate care ar putea fi doborâți. Zăpadă de 4 metri pe Transalpina. Drumarii au reluat dezăpezirea după ce utilajele au fost trase pe dreapta din cauza vremii în ultimele zile. Până în acest moment au intervenit pe un singur sens din cauza riscului ridicat de avalanșă. Există posibilitatea ca acțiunea să fie din nou întreruptă pentru că zona se află sub cod galben de ninsori și viscol. Transalpina va fi redeschisă, probabil, la fel ca și anul trecut, după jumătatea lunii mai, dacă vremea va permite. 3 mașini s-au făcut scrum pe bulevardul Vlahuță. Aflat în mers, șoferul unui autoturism a observat incendiul pornit în mașina sa și a tras pe dreapta lângă alte mașini parcate. Din păcate, nu s-a gândit la dezastrul ce urma să se producă. Din cauza numeroaselor materiale inflamabile, incendiul s-a manifestat violent și s-a extins și la alte autoturisme. Angajații ISU au reușit să stingă flăcările înainte de a se produce o tragedie. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Dotări europene la Spitalul Județean Brașov, Unitatea de Primiri Urgențe. A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul intitulat Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante UPU, în valoare totală de 6,8 milioane de lei. Până la sfârșitul lunii iulie 2020, Unitatea de Primiri Urgențe va fi dotată cu 18 tipuri de echipamente și aparatură medicală de ultimă generație. Obiectivul general al acestei cereri de finanțare îl constituie dezvoltarea infrastructurii sanitare prin investiții în dotări necesare care să contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel regional și local. Brașovul, practic, este cel mai puternic județ, cel mai mare ca și populație și cel mai puternic din punct de vedere economic din regiunea centru. Astăzi am semnat un contract cu dotarea UPU cu echipamente, au fost niște programe oarecum, să zicem, modulate, prevăzându-se cam de la program un buget în jur de până la 1,5 milioane de euro, se vor dota cu echipamente care până la urmă vor îmbunătăți actul medical, atât ca și calitate, cât și ca durata de așteptare a pacienților, care de multe ori este, să zicem, când ești un om care este bolnav și apelează la urgență, are nevoie, să zicem, să fie luat în la consultare, să fie luat și, să zicem, dispecerat într-un timp destul de scurt. Finanțarea este acordată în cadrul axei prioritare 8 a programului Regio 2014-2020 pentru investiții în infrastructura sanitară și socială, care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând astfel incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale.
Populația Brașovului a crescut spectaculos în ultimii ani, asta reiese dintr-o analiză efectuată de reprezentanții Institutului de Statistică. Astfel, județul Brașov a înregistrat o creștere puternică, cu 634.236 de locuitori față de recensământul din 2011, când avea 549.217 locuitori. La 1 iulie 2018, în România erau puțin peste 22 de milioane de persoane după domiciliul din buletin. Institutul Național de Statistică a realizat o hartă interactivă cu datele despre populația după domiciliu din toate județele și din toate cele peste 100 de municipii din țară. Astfel, populația municipiului Brașov a crescut de la 227.961 de locuitori, conform ultimului recensământ efectuat în anul 2011, la 289.646 de locuitori în 2018, astfel situându-se pe locul al șaselea, după Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța, Galați și Craiova. Rujeola face noi victime în județul Brașov. Această boală este o infecție virală acută care este caracterizată prin febră, tuse, fiind transmisibilă și poate duce la complicații îngrijorătoare. În ultimele luni, epidemia a făcut numeroase victime, mai ales în rândul persoanelor nevaccinate. În perioada 22 aprilie-3 mai, în Brașov au fost descoperite 11 cazuri de rujeolă, acestea făcând parte dintre cele 75 de cazuri raportate în 9 județe din țară. Din 4 persoane care fac rujeolă, 3 se pot considera norocoase, pe când una are nevoie de spitalizare. Principalul factor de risc care duce la această boală este lipsa vaccinării, aceștia având o șansă de 90% de infectare dacă intră în contact cu o persoană infectată. Sugarii sunt cei mai afectați de această boală. Medicii recomandă tuturor cetățenilor să-și facă vaccinul ROR, care trebuie făcut la vârsta de 9 luni. O igienă personală cât mai bună și evitarea contactului cu persoane infectate de rujeolă fără a purta protecție. Șomerii din Brașov sau cei care vor să-și schimbe locul de muncă au de unde alege. 607 posturi vacante sunt înregistrate la AJOFM Brașov în diferite meserii și pentru toate calificările. Totodată, rata șomajului este în continuare în scădere, ajungând la 2,2%. La sfârșitul lunii martie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov erau înregistrați 5.764 de șomeri, rata șomajului fiind de 2,20%. Din totalul de 5.764 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brașov, 943 de persoane erau beneficiare de indemnizație de șomaj, iar 4.821 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește rata șomajului, este în scădere față de luna precedentă, este de 2,20, față de luna precedentă când a fost de 2,28, deci 0,08%. De asemenea, vreau să menționez că, datorită programului de ocupare național, pe primele 3 luni, din persoanele care sunt înregistrate în evidențele noastre, au fost încadrate peste 766 de persoane. Șomerii cu învățământ primar și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Brașov, urmat de cei cu studii gimnaziale, iar 10,73% au absolvit învățământul liceal. Șomerii cu nivel de învățământ profesional, arte și meserii reprezintă 10,20% din totalul șomerilor înregistrați. Emoții pentru elevii claselor a doua, astăzi a început evaluarea națională. Copiii au susținut testarea la limba și literatura română, având la dispoziție 30 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Probele continuă pe 9 mai, când vor susține proba scrisă la matematică. Primii care au intrat în febra testărilor de evaluare națională în semestrul al doilea sunt elevii de clasa a doua. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, testele de citire vor fi susținute marți, pe 8 mai. Proba la matematică este programată pe data de 9 mai, în timp ce testul de limbă română scris și citit pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura pe 10 mai. Elevii din clasa a patra vor susține și ei evaluarea națională la limba română pe 15 mai, iar testarea la matematică va avea loc a doua zi, pe 16 mai. De asemenea, pentru elevii din clasa a 6-a, evaluarea competențelor va începe pe 23 mai cu testul la limbă și comunicare, iar proba la matematică și științele naturii se va desfășura pe 24 mai. Testele sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi. Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Se anunță lucrări majore pe unul dintre cele mai importante bulevarde din Brașov. Conform autorităților, se are în vedere o restricție de circulație impusă atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Motivul restricțiilor este acela de a permite angajaților SA Electrica să efectueze lucrări de modernizare a infrastructurii.
În acest sens, atât circulația rutieră, cât și cea a pietonilor vor fi reorganizată pe segmentul dintre intersecția cu Vlad Țepeș până la sediul DGA-SPC. În prima fază se are în vedere planificarea circulației rutiere prin restricționarea traficului auto pe o singură bandă din cele două existente. Această restricție este necesară pentru a permite autospecialelor accesul în zonele de lucru în vederea aprovizionării, dar și în a prelua materialul rezultat în urma lucrărilor. Pentru a asigura o fluiditate cât mai bună a traficului în zonă, poliția rutieră va stabili un orar pentru aceste restricții în funcție de lucrări. Reprezentanții Electrica, SA, au estimat că lucrările se vor desfășura pe o durată de aproximativ 2 săptămâni. Nu mai este o noutate că suntem dependenți de telefonul mobil. Rețelele de socializare ne țin ocupați cu orele, iar atunci când ne întâlnim cu prietenii, tot la smartphone suntem mai atenți. Acest comportament, care nu face decât să ne îndepărteze de cei dragi, a primit și o denumire de la specialiști. Se numește phabbing și vine de la alăturarea a doi termeni din limba engleză. Phone, adică telefon, și snapping, a ignora. Altfel spus, ești mai interesat de smartphone decât de ceea ce spun sau fac oamenii de lângă tine. Cum putem găsi un echilibru din acest punct de vedere, ne spun chiar acum specialiști. Psihologii spun că această atitudine nu face decât să ne îndepărteze prietenii. I-am ignorat odată, de două ori, ei ne copiază comportamentul și îl aplică, iar la final nu mai există niciun tip de relație. Majoritatea dintre noi am putea să ne propunem ca obiectiv de dezvoltare personală asta de a trăi mai mult în interiorul nostru și mai puțin în afara noastră. Adică, să ne preocupăm la felul în care se simt activitățile și relațiile și momentele prin care trecem în viață și să ne preocupăm mult mai puțin de felul în care arată ele. Să ne propunem o oră, poate 6, 7, 8 seara, telefonul să rămână undeva într-un anumit loc al casei, dat pe vibrații, nu știu, sau pe silențios și să nu mai avem treabă cu el. Da, adică să-l lăsăm acolo și dacă e vreo urgență, cu siguranță aflăm, dar altfel să-l lăsăm acolo și să fim atenți la altele. Dacă nu vom învăța să ignorăm notificările de pe rețele când socializăm la terasă, la serviciu sau pe stradă, lumea reală nu va mai fi așa cum o știam înainte ca smartphone-ul să ne conducă viața. Phabbing poate duce la izolare, avertizează psihologii, și nu mai reușim astfel să ne bucurăm de clipele petrecute cu familia sau prietenii. La știrile Mix TV este acum vremea pentru vreme. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme acoperită și de averse de ploaie. Minimele nopții vor coborâ până la pragul de 3 grade Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 9 grade Celsius. Vor fi în continuare averse de ploaie, iar vântul va sufla în rafale de până la 45 de km la oră. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine primarul din Vama Buzăului, Tiberiu Chirilaș. Sunt Anelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!